Cornel și Ionuț, ne revedem la Eximtur Mediaș 2015, se apropie și târgu. Hai să ne spuneți cum s-a călătorit în 2014 și cam ce o să ne pregătiți pentru anul ăsta. Cornel, sparge tu gheața că ai venit din Tanzania. Da, așa este. Salut Mircea, am stat o săptămână jumătate în țară și pregătim cele mai bune oferte. 2014-2015. 2014 a fost un an, nici nu știu cum să-i spun, egal cu 2015, 2013, este un 2013, a fost un an bun, am rămas cam la același nivel, chit că piața undeva s-a cam dus, am mai scăzut, s-a mai mișcat, au mai fost anumite mișcări pe piață, dar noi ne-am menținut cam la același standard. 2015 vreau să fie un an mult mai puternic, suntem pregătiți de târg, suntem pregătiți cu oferte, încercăm să aducem tot ce e mai nou și tot ce e mai interesant în viața turiștilor și să pregătim niște vacanțe inedite. Avem o grămadă de surprize pe 2015. Cum a fost din punct de vedere al destinațiilor? Și-au schimbat românii destinațiile sau le-au ales tu pe la tradiționale? Pentru 2014? Pentru 2014. Cam pe unde au călătorit? Lucrurile s-au mai modificat un pic. Dacă ții minte și data trecută, cum povesteam, spuneam că Antalya este o destinație preferată de foarte mulți români, dar este în scădere, ceea ce s-a și simțit. Eu spun că a scăzut, a crescut un pic Grecia. De ce a scăzut Antalya? La un moment dat, toată lumea zice, acolo calitate, preț, se... Da, este adevărat, dar când te duci o dată de 2 ori, de 5 ori, de 10 ori, deja cred că lumea ajunge să spună, ok, am văzut ce este acolo. Crede-mă că dacă mă întreb pe mine personal, nici măcar nu vin eu, după cum mă cunoști, după destinație care încerc eu să le promovez, nici nu știu dacă te-aș trimite neapărat în Antalya. Chit că este extraordinar de frumos, serviciile sunt foarte bune, raportul preț-calitate este unul bun, iar partenerul nostru, ceea ce este Fibula, în principal pe partea de Turcia, este un partener 100% de încredere, cu care se poate lucra extraordinar și cu care se pot face foarte multe lucruri acolo, iar ofertele lor sunt dintre cele mai bune. Și Grecia, cum de-a crescut? Grecia a crescut una, că este o destinație aproape, este o destinație de vară, este o destinație la care poți găsi prețuri sensibil mai bune decât pe Antalya. A existat și vor exista în continuare zboruri inclusiv de pe Cluj, ceea ce trebuie să ne înțelegem, oamenii încearcă să caute din ce în ce mai mult confort pe zona lor de turism. Dacă acum 10 ani se plecau cu singure chartere care erau din București, sau poate chiar din Budapesta, în momentul de față căutăm să avem chartere de pe Cluj, Sibiu sau cât mai aproape. E bine, faptul că există pe Cluj, asta deja a determinat o creștere. Este o destinație frumoasă, Grecia, ce s-a spus, nu este extraordinar de scumpă. Și din destinațiile mai exotice, așa, bun, China, Japonia, Tanzania, unde te-ai dus tu? Acelea în continuare rămân, zic eu, destinații exclusivițe, dar sunt, cum să spun, le recomand tuturor, din păcate sunt pentru cunoscători, sunt destinații care chiar ar merita călcate de fiecare, nu sunt destinații de masă, dar sunt destinații în care chiar ai ce vedea. Dacă cineva a trecut prin tot șirul ăsta de Antalii, greci și așa mai departe și vrea ceva mai deosebit, poate să vină, dar o să-ți povestesc un pic mai încolo efectiv despre ce concepte avem și despre cum ne gândim, ce ne gândim să facem în 2015 pe tema aceasta. Bun, eu hai să vorbim și cu Ionuț. Salut! Salut! Ce ne pregătești pentru anul ăsta? Anul acesta, continuăm ce am început, Cornel, destinațiile clasice, Grecia, Turcia, Spania, au început foarte bine din punct de vedere al vânzărilor. În continuare, putem remarca o creștere pe turism individual, city break-uri în marile metropole ale Europei, special Barcelona, iar ca noutăți ar putea fi produsul Center Parks, promovat de unul dintre partenerii noștri. Se referă la vacanțe active cu familia în sate de vacanță din jurul sau de la periferia marilor orașe europene, sate de vacanță cu condiții
de cazare chiar de 5 stele, cu diverse activități în program pentru copii și părinți, ceva foarte interesant. E nou pachetul ăsta? De când a intrat? Este un concept nou, este un produs nou pentru România. Sunt convins că în vest există de ceva timp, chiar din motivul faptului că acolo se regăsesc aceste parcuri, sunt căutate și promovate acolo, iar la noi, începând din 2014, am început să fie promovată mai bine. Au învățat medicienii sau românii să vină din timp să-și facă rezervare pentru concediu, adică de acum pentru la vară? Am învățat, chiar ne surprind în ultima vreme, cerându-ne cataloge mai repede decât apar, sau oferte mai repede decât apar sau sunt lansate de către parteneri. Este un lucru bun, chiar se întâmplă să fie aplicate reducerile astea despre care se vorbește, în unele cazuri chiar și de 50%, 45%, în funcție de momentul și de perioada rămasă până la cazare. Și ca destinații în România? Destinații în România, pe primul loc, clar, este litoralul românesc, unde conceptul inclusiv prinde tot mai bine, atât în grădina propria hotelierilor, cât și în piața turistică. Sunt hoteluri în Mamaia, sunt aproape pe întreg litoralul românesc, sunt locații care oferă servicii complete pentru familii și copii. Lucrați cu pensiuni? Preferă unii agroturismul? Este preferat agroturismul, însă într-o măsură mai redusă. Clar, se menține trendul preferinței turiștilor noștri pentru hoteluri de, cu servicii de calitate și clasificate la 4-5 stele. Cornel, modul de promovare al vostru s-a schimbat în ultimii ani? Mergeți acum la târg. Ca de obicei, pliante, eu știu, filme de prezentare. Cum se vinde acum vacanța? Vacanța, tu știi că noi am încercat, cred că și încercăm tot ce e pe piață și încercăm să fim în, exact, să mergem atât cu trendul. Foarte mult se vinde online sau se încearcă să se vândă online, nu neapărat că noi am face vânzare online, nu spun asta, dar foarte mult caută informația, Google it și găsesc tot felul de lucruri. Le recomand la toți să verifice foarte bine tot ceea ce găsesc acolo și să vină să verifice cu unii dintre colegii mei anumite informații și anumite lucruri, pentru că așa cum acolo se găsesc foarte multe lucruri bune, cu ghilimele de rigoare, se găsesc și multe bălării și n-aș vrea ca niciunul dintre concetățenii mei sau turiștii noștri să-și strice o vacanță pe o ofertă care nu există. Nu vreau să discut asta, dar în fiecare sezon a existat și e bine cunoscut, au fost tot felul de țepe și tot felul de lucruri care nu au fost chiar conforme. Nu vreau să ajung în domeniul ăla, în zona respectivă. Oricum, promovarea. Site-ul Exintur este un site foarte puternic, pe care cred că îl cunoaște toată lumea, dar mai mult decât atât, ca să ia... Noi suntem și pe partea aceasta de social network. Pagina noastră de Facebook este o pagină puternică, ne găsiți pe Exintur Media și fără niciun fel de problemă. Avem suficient de multe like-uri și mai mult decât atât, dacă vreți, acolo veți găsi cele mai interesante oferte pe care le avem, pe care le descoperim și noi zi de zi, dar mai mult decât atât veți găsi tot felul de sfaturi, lucruri utile, curiozități legate de vacanțe, deci nu încercăm să facem doar o promovare spre vânzare, cumpără, 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 te costă atât. Nu este stilul nostru, cred că deja tu știi, este ideea de, ok, hai să încercăm să ținem un ambient plăcut în care să descoperim anumite destinații împreună, să învățăm anumite lucruri împreună, să venim în întâmpinarea turiștilor cu anumite lucruri utile, în sensul că, ok, vrei să zbori în Tanzania, trebuie să știi ce cam ceea ce ar trebui să faci, vrei să zbori în China, ți-ar trebui alte lucruri, sau National Geographic a tocmai a scos un top al celor mai preferate destinații pe... sau,
destinații care vor fi în top pe 2015. Dacă intră la noi pe pagină, deja le găsește acolo. Deci este o informație verificată de National Geographic. Nu este o chestie neapărat spusă de noi. Deci încercăm să preluăm anumite lucruri și să le aducem în atenția celor care ne vizitează și pe partea de online. Deci, ne-am întâlnit la Arena Platul zilele trecute și eu eram într-un infotrip. Tot cu turismul se ocupau oamenii care m-au invitat acolo, niște ziariști, niște blogger din țară, ca să ducă mesajul lor mai departe. Te-ai gândit vreodată să faci o chestie de asta? Eu știu, la Basna sau... Da, deci, așa cum și povestisem, deja avem un plan, un infotrip cu bloggerii pe Basna. Deci unde vrem să încercăm să promovăm, este, noi ca și agenție, este greu, neavând neapărat niște destinații ale noastre, respectiv contractele directe pe așa, sau charterele noastre directe, nu putem scoate noi un infotrip pe partea de agenție. Dar pe partea de Basna, ceea ce înseamnă locația noastră, avem un plan așa ceva pentru, ce să zicem, în maxim o lună, în care să invităm... Să vă invităm pe voi, bloggerii, care sunteți tot timpul alături de noi, să vedeți la fața locului ceea ce știm să facem. Măcar un weekend prelungit în care să știm că putem să vă arătăm, să degustați din bunătățile noastre și să facem împreună anumite activități. Am văzut că foarte bine a prins la colegii de presă și am publicat și eu ziarul vostru și ofertele pe care le faceți așa, mai șocheat. Da. E adevărat. Ce vreau să spun este că, ok, participăm la târgul de turism acum, mergem și ca agenție, dar mergem în același timp și ca un stand special pentru Basna. Este un stand în care va putea exista și vânzare, dar în același timp vor fi promovate toate aceste oferte din gazetă. Va fi un stand un pic altfel, în care... Ce să spun, să dezvălui? Va fi oarecum și un studio foto acolo, în care se vor face anumite fotografii într-un anumite cadre specifice zonei de aici, tocmai pentru a promova mult mai bine zona și să înțeleagă și Bucureștiul și cei care vizitează târgul că ok, aceste lucruri le puteți încă găsi în Transilvania și le puteți găsi aici la noi. Vor fi produse de ale noastre, deci toate acestea se vor întâmpla în târg. În ce perioadă o să fie târgul? 12-15 martie. După aceasta vom avea întâlnirea cu bloggerii. Put, și eventual atunci o să ne prezint și eu fi fotografii făcute acolo, sau filmulețe, sau atmosfera pe care ați avut-o la târg. Da, cu siguranță, fără niciun fel de problemă. O să avem toate, de fapt ce vrem să facem? Vrem să facem niște fotografii cu toți cei care trec prin stand, într-un cadru anume. Toate fotografiile respective vor ajunge pe Facebook, astea sunt din, spun acum, dau din culise. Dar mai mult decât atât, vă invit pe toți, noi din toamnă, din noiembrie, ne-am schimbat pagina la Basna, www.basen.ro, este o pagină mult mai dinamică, este o pagină extrem de complexă în care găsești informații nu atât numai despre noi, ceea ce mi se pare normal, nu să spunem, noi suntem aștia, avem asta și asta, nu. Acolo găsești trasee pentru biciclete, găsești trasee de drumeție, găsești o sumedenie de informații despre zone și despre obiective din jur, astfel încât un om care vine acolo, așa mi se pare normal, să poată să găsească cam tot ce poate să facă în zonă. Tu dacă intri ca și blogger sau ca și om de presă și vrei să știi ceva, ok, vrei să știi cum poți să ajungi, găsești. Vrei să știi cam ce se poate face, găsești. Vrei să știi ceva noutăți sau informații în zonă, o să vezi că găsești inclusiv despre festivalul de teatru de la Sibiu. Noi fiind mari iubitori ai acestuia, informații și link-uri către acesta. Deci, asta este pe partea de bază. Prognozăm o creștere și așteptăm o creștere pe vara aceasta pentru toate programele noi pe care le scoatem la Basna, cu toate bunătățile și nebunile noastre care le facem. Dar în același timp, întorcându-mă la agenție, îți spun că așteptăm după târg să avem mai multe oferte interesante. Așa cum spunea și Ionuț, ne bucurăm și invităm pe toți
cei care ne cunosc și cei care vor să călătorească să vină în agenție să beneficieze de perioade de early booking. E păcat ca să nu își ia niște vacanțe cu reduceri dacă se poate. De ce să nu, adică de ce să le plătească, să nu le plătească cu reduceri de, așa cum spuneam, până la 50% decât să le plătească la un alt preț? Doar în ideea care știu să-și planifice din timp o vacanță. Acesta este unul dintre lucrurile cele mai importante. Cu siguranță o să aducem anumite programe interesante, dar mai mult decât atât, ce aș vrea să spun eu, sunt două sau trei concepte pe care vrem să le scoatem mai tare în evidență anul acesta. Unul este că, începând de anul trecut și anul acesta vom continua, suntem mult mai implicați în partea de business travel. Partea de business travel reprezintă organizarea de evenimente, servicii corporate, astfel încât toți cei din zonă și nu numai cei care doresc să facă un eveniment, cei care au o companie și compania le merge bine și au de călătorit, au anumite servicii turistice care trebuie să le prindă, este mult mai simplu să apeleze la un partener cum am fi noi, pentru că odată le putem oferi soluții complete, de la rezervări de cazări, bilete de avioane și așa, până la evenimente complexe, gen conferințe, congrese, am organizat și avem în organizare o serie întreagă de conferințe, chiar internaționale. Și prețurile pe care le pot obține sunt, din start le spun și le garantez că sunt mult mai bune, pentru că contractele pe care le negociem noi sunt diferite de ceea ce pot obține ei direct. Deci, astea sunt unul dintre concepte pe care vrem să mergem anul acesta. Un al doilea concept ca și agenție pe care am vrea să mergem este promovarea destinațiilor inedite. Știm că toată lumea, sau foarte mulți, merg în Antalya, merg în Grecia, merg în Spania, este foarte interesant. Dar poate dacă te duc undeva în Franța și stai într-un castel, într-un șatou din aceea, nu neapărat pe Valea Roaie, poate fi în Provență, poate să fie în altă parte, și unde poți să deguști un vin foarte bun și încercăm să facem un serviciu mult mai specializat, cred că toată lumea ar fi încântată să trăiască asta. Sau să te duci și să trăiești într-un, dacă nu într-un castel, într-un far, într-un cap al undeva pierdut la ocean. Sau sunt o serie întreagă de locații sau o serie întreagă de astfel de oferte care sunt efectiv inedite. Poți să faci, da, m-am întors din Tanzania, tu știi bine că în fiecare an, în principiu, dacă pot, mi-aleg o destinație cu rucsac în spate, asta poate fi un subiect altul de discuție, am fost să-ți povestesc ori întregi, cu rucsac în spate, dar Tanzania este o destinație inedită. Am descoperit acolo două lucruri, wildlife, respectiv safari și dacă vrea cineva să vadă animale, cred că este locul perfect în care poate să vadă, cred că am văzut cele mai multe animale din viața mea și cele mai diverse. După care este o destinație, poate să fie pentru dive, pentru scufundări, da? Unde iarăși lucrurile sub apă, încă nu este o piață extrem de, este iarăși o zonă de nișă, dar este extraordinară, este ceea ce se întâmplă acolo, este ceea ce poate fi văzut, este fantastic. Da? Plus să te duci să vezi viața locală, să treci cum localnicii. Deci asta este iarăși o experiență. Deci ar fi business travel, ar fi destinații inedite, care încercăm și îi rugăm pe toți să ne vină să ne provoace. Cei care nu vor un concediu care neapărat este scris într-un catalog, ci vor un altfel de concediu, suntem gata să acceptăm provocările lor, să le găsim și le vom găsi. Cele mai deosebite lucruri. Nu spun că sunt cele mai ieftine. Nu. Dar sunt inedite. Iar un al treilea lucru care vrem să-l promovăm tot mai mult și cred că deja poate l-ai văzut pe Facebook, dar o să fie tot mai promovat, este faptul că spațiul ăsta de aici, de-al nostru, așa cum am vrut întotdeauna, este să nu fie doar un spațiu de vânzare în care omul vine și își cumpără o vacanță, ci vrem să fie un spațiu de evenimente, un spațiu oarecum cultural, în care te invităm, de exemplu, pe tine, care ești un om de cultură, invităm pe oricine altceva, să dezvoltăm anumite momente și anumite evenimente în an. Cum bine știi, avem o expoziție care încercăm să o
să o promovăm. Sunt, aici este China și Indonezia, ce este pe pereți. De săptămâna viitoare expoziția se va numi Oameni în Africa. Sunt doar portrete și instantanee în oameni din Africa, pe o expoziție pe care vrem să o ținem, să zicem, o lună, o lună și ceva, după care am vrea să o schimbăm cu animale în Africa, de exemplu, sau poate să fie, avem foarte multe poze cu care am venit de acolo. Eu vă mulțumesc și ne vedem atunci după târg și la întâlnirea cu bloggerii. Da, cu drag. Mulțumesc mult, cu drag.